Demolarea garajelor din Baia Mare este un subiect controversat în rândul cetățenilor, însă specialiștii din domeniu spun că dispariția acestor construcții va aduce mai multe beneficii cetățenilor. Locurile respective vor putea fi folosite pentru crearea de noi parcări, dar și pentru amenajarea de spații verzi sau de relaxare. În momentul de față, garajele nu sunt folosite de fapt pentru mașini, ci deservesc alte scopuri. Problema garajelor este una care este prezentă în toate orașele, în principiu, a României. La început s-a înțeles, cred că un pic greșit, simțul ăsta a proprietății. Fiecare om trebuia să aibă, nu știu, căsuța lui pentru o mașină, dar în acest fel s-a ocupat foarte mult din domeniul public, domeniul care aparține tuturor cetățenilor. O problemă subsidiară este că garajele s-au transformat de-a cursul anilor în depozite, mici ateliere, nu știu, baruri, cafenele, da? Nu-și mai respectă nici măcar scopul inițial, acela de a gara mașini, iar că mașinile oricum sunt parcate pe domeniul public. Demolarea acestor construcții înseamnă automat creșterea capacității locurilor de parcare. În spațiul destinat pentru 10 garaje ar putea încăpea 15 mașini. Există însă soluții mult mai eficiente, cum ar fi construirea de parcări supraetajate, care ar decongestiona considerabil aglomerația din oraș. Va fi o relaxare urbană pentru oraș, vom avea probabil mai multe spații verzi, mai multe locuri de joacă, spații de relaxare. Se vehiculează acest număr că un garaj ocupă 1,5 locuri de parcare și așa este. Este aproximativ, da, acesta este procentul. Eu sunt convins că soluțiile pentru înlocuirea lor vor fi mult mai eficiente decât aceasta. Adică nu se vor face locuri de parcare în locul tuturor spațiilor de garaje. Probabil că se vor face garaje supraetajate. Cea mai mare parte a garajelor din Baia Mare a fost construită pe terenul primăriei, în baza unui contract de concesiune. În acest fel, autoritățile locale pot să le demoleze la expirarea contractului. Există însă și multe garaje ridicate ilegal, care pot fi puse oricând la pământ.